Acolo merse de-a bușilea să privească pe sub mobile, suspectă orice fotoliu și canapeaua, apăsându-le cu mâna să vadă dacă fâșie. Întoarse tablourile pe dos, ciocăni scândurile, deschise chiar ușițele de la sobă și, negăsind nimic, începu să meșterească broaștele sertarelor scrinului cu o sârmă îndoită, pe care și-o pregătise din vreme. Însă limbile broaștelor erau lungi și bine strânse în arcuri și toată meștereala lui Stănică fu zadarnică. Atunci Stănică, supărat, scoase ghetele din picioare și se întinse pe salteaua pusă jos, adormind aproape numai decât. Felix izbuti să încredințeze pe Otilia că e mai bine să se culce, deoarece era necesar să fie odihnit a doua zi pentru a da lui Moș Costache toată asistența posibilă. O făcu chiar să mănânce în odaie la ea ceva mai mult decât batoane de ciocolată. El însuși făgăduia să doarmă îmbrăcat spre a fi gata la orice eventualitate. Ieșind din curte, pe la orele 11 noaptea, Felix se izbi piept în piept cu Weissmann. Acesta venise târziu acasă, aflase de invitația lui Felix și alergase fără să întrebe asupra motivului. Lumina slabă de prin odăile îl mirase și se întreba dacă trebuie să intre și pe unde să intre. Felix îi povesti repede întâmplarea, îi comunică diagnosticul și recomandațiile lui Stratulat și mărturisi ciuda lui că ceilalți își vedeau de treabă și nu executaseră nicio prescriere. Weissmann ceru 2 lei. Dispăru, se întoarse peste 10 minute și propuse lui Felix să meargă sus. Trecură prin sufrageria în care Aglaie sfărăia țiuit, iar Olimpia grohăit și se îndreptară spre dormitorul lui Costache. Atunci văzură că bătrânul isputise să se dea jos din pat și căuta să iasă din odaie. În vreme ce Marina, pusă să păzească, adormise ca o vită pe un scaun. Unde vrei să mergi? Întrebă Weissmann. Asta nu e bine. Vreau să stau de vorbă, zise supărat bătrânul. Vreau să stau în sufragerie. Ce e aici? Dormitor public? Lasă că stai de vorbă cu noi, domnule, făcu Weissmann vesel. Eu de ce am venit? Și îl împinse blând pe Moș Costache spre pat, unde acesta căzu cu zornăit, deci ținea mereu la subsoară și în mână cutia cu bani și cheile. Pune deoparte cutia asta, te rog eu, insistă studentul. Moș Costache privi întrebător la Felix, apoi ascultând, așeză cutia adânc sub pernă, iar cheile le legă la brâu. Așa-mi place, când mă asculți, zise Weissmann, eu am venit să-ți fac bine, să execut ordinele doctorului. Mâine, dacă ești cu minte, poți să mergi, să faci chef. Ha-ha, râse Moș Costache, amuzat. Cei doi studenți încununară din nou pe bătrân cu o pungă de gheață. Și Weissmann, după ce-i trase ciorapii groși din picioare, îi puse sinapisme pe tălpi, ceea ce produse bolnavului gâdilături și bună dispoziție. În genere, Felix fu izbit de exuberanța neașteptată a bătrânului, de pornirea lui de a vorbi. În cazurile astea, explică Weissmann, încredințat că bătrânul nu înțelege, avem puțină euforie. Injecție nu faci? Întrebă deodată Moș Costache pe Weissmann. De ce să-ți fac injecție dacă n-ai nevoie? Dar nici n-am seringă. Dacă-ți trebuie seringă, zise bătrânul închizând ochii, îți vând eu una ieftin. Și Weissmann și Felix râseră și acesta din urmă fu în fundul sufletului mulțumit de manifestările de avariție ale bătrânului, fiindcă asta dovedea integritatea facultăților mentale și era un semn că bătrânul se va restabili spre bucuria Otiliei. Orice încercare de a convinge pe bătrân să se culce fu zadarnică
și Moș Costache, așa de închis de obicei, a avut gust de povestit și făcut celor doi tineri, așezați pe scaune de o parte și de alta a patului cu mari suluri de lemn, de stăinuiri din tinerețea lui. Limba era parcă mai dezlegată decât de obicei. Și tata și moșul meu, zicea el, au trăit mult. Moșul meu a avut peste 90 de ani când a murit și nici n-a murit de moarte bună. A mers într-o toamnă, cam pe vremea asta, dar ceva mai târziu, la vânătoare spre Pitești, în sus, călare și cu pușca la umăr. Încălărea bine și se ținea drept, cu toate că era bătrân. Calul a simțit ceva lângă pădure și s-a speriat și cu moșul se rezemase cu mâna de un copac. Înțelegi, calul a rupt-o la goană și moșul meu a alunecat jos, lovindu-se. Tata îl ia, îl răsucește, bătrânul nu mișca deloc. A stat așa vreo jumătate de ceas, stropindu-l cu apă și văzând că nu suflă, a crezut că e mort și a alergat călare spre sat să cheme oameni cu o căruță să-l ia. Când au venit cu căruța să-l ia, l-au găsit sănătos, stând pe un pietroi și uitându-se cu ochiul în țeava puștii, cine știe ce i s-o fi părut. Tropotul calului l-a speriat. A făcut o mișcare greșită, se vede cu mâna și gloanțele, pac, așa că a murit împușcat. Tata, Dumnezeu să-l ierte, mai trăia mult, deși avea 78 de ani, dacă nu se lăcomia, dar îi plăcea șoriciul de porc, numai puțin ras de peri. A tăiat odată un unghi dinspre mamă un porc și tata a tot mâncat din șorici până i s-a pus nod în gât. Ai noștri au venit de peste Dunăre, așa spunea moșul meu, ca să scape de prigoana turcilor. Au fost macedoneni bogați, când au plecat și-au vândut toate oile, și-au făcut parale și și-au cumpărat mai mulți frați moșie mare pe lângă Giurgiu. De-aia le-a zis Giurgiuveanu, însă moșul meu trăia mai mult la oraș și tata s-a desfăcut de moșie și și-a cumpărat case. Hei, am avut multe case noi. Când eram copil, am văzut un dulap întreg cu chei mari, ca de biserică, toate semnate cu slovă chirilică, fiecare de pe unde era. Un frate al lui moșul meu, așa spuneau bătrânii, se făcuse haiduc și a cutreierat munții, prădând tot de la călugări pe care nu putea să-i sufere. Apoi a trecut în Transilvania și s-a pierdut urma. Bine făcea, nu? Călugărul. Dar ce face călugărul? Stă și mănâncă degeaba. Să-i dau eu banul muncit în sudor de mine. Dumnezeu mă vede el și așa. Știe că n-a furat de la nimeni și ce am este cu cinste. Să muncești, să strângi. Asta-i toată filosofia. Casa noastră era mică, n-a făcut-o tata. A lucrat-o tot cu meșteri italieni și a împărțit un morman de straie când a ajuns la căprioli. Hei, ei, și asta-i casă trainică, bătrânească, cu var bun și cărămidă uscată, asta nu mai are moarte, nu ca scoicile astea de acum pe care le numiți case. De ce am cumpărat eu cărămidă veche? Aia e mai bună de 10 ori decât asta nouă. Am luat-o de la o casă pe care am văzut-o eu când o clădea pe când eram copil, acum 50 de ani. Ședeam pe aici ca în pădure. Noaptea se clătinau pomii cu șuier, ca la țară. Casele erau rare și ieșeam pe aici ceata de copii trecând prin dosul cărămizilor pe unde e acum 13 septembrie, o tăiam pe sub deal, ocolind cotrocenii, peste șoseaua Bolintin și ieșeam peste Dâmbovița la Ciurel, unde ne scăldam și pe urmă o luam prin Crângaș și ne întorceam pe partea cealaltă a Dâmboviței, tocmai pe seară. Ne jucam tot în sus, pe Rahovei, prin Jarcaleț și prin Tutunar sau și mai jos, spre Veseliei, unde erau tot vii și furam toamna struguri. În fundul curții am avut graj pentru cai, că tata avea trăsură, dar noi luam cai și mergeam călare, ocolind București prin vii, până la Tei.
Acum, tinerii stau degeaba, nu știu să petreacă. Să vă spun ce am făcut odată. Ne-am dus câțiva călări pe podul Calicilor, strada Rahovei de acum, și ne-am ținut până au ostenit caii pe drumul Giurgiului după o grecoaică, o fată care mergea cu tatăso negustor grec în căruță cu coviltir. Grecul s-a plâns la întoarcere tatii și de atunci nu m-a mai dat cal. Mergeam apoi la biserici cu ceata când se dădeau artose la Antim, la Sfinții Apostoli, la Mihai Vodă și chiar mai departe și, punându-ne în rând, goleam în câteva clipe tava și treceam la altă biserică, încât ne luaseră popii la ochi și puneau câte un dascăl să ne pândească. Mai păcăleam pe babe. Erau unele care împărțeau lumână și noi ne îndesam ghiontind pe alții, ca și când am fi fost străini unul de altul. Iar după ce luam lumânările femeii, ne așezam pe două rânduri cu ele în mână aprinse și mergeam cântând popește pe nas. Tot așa mâncam colivele, însă trebuia să schimbăm mereu bisericile și să punem din vreme câte unul din noi să aflăm cine face pomeni. Și mi-a venit un gust de pastramă. Pe atunci nu prea mâncam decât carne de vacă, ori pasăre, ori capră, în grăsimea lor. Mai mult seu decât untură, iar slănina de porc o mâncam afumată. În post făceam pilaf cu tahân și chiftele de icre. Primăvara mergeam pe iarbă, la bordei sau la culteilor. Ei, dar să vă spun despre nunta mea cu răposata nevastă mea, cu cea din tâi, nu cu mama Otiliei. Când m-am însurat întâia oară, aveam numai 20 de ani și cuza vodă nu fusese încă detronat. Puțin după aceea a venit Carol. Eu, fata, n-am văzut-o deloc, fiindcă pe atunci așa era obiceiul, ca părinții să hotărască tot, fata, zestrea. Erau pregătite toate, masa, lumânări aprinse, uitai să spui că tata făcea și comerț de ceară. Popa aștepta la altar, când ne-am trezit în poartă cu o cupea și după ea o căruță acoperită, din care au început slugile să descarce bocele, foteluri și alt calabalâc. Asta era zestea. Fata a adus o soacră mea de mână și era numai de 13 ani și de mică ce era, nici nu știa bine ce înseamnă măritișul. Noaptea întâi a început să plângă că nu vrea să doarmă singură fără măsa și a trebuit să rămână soacră mea. Pe urmă am luat-o cu binișorul și s-a deprins, dar sărea într-un picior și voia să se joace, nebănuind ce urmăresc eu. Când era însărcinată, că am avut cu ea un copil care n-a trăit, se juca cu păpușile. Nici n-a trăit mult săraca, la 21 de ani a murit, numai după 8 ani de căsnicie și pe urmă am stat văduv aproape 20 de ani până am luat-o pe mama Otiliei, care era și ea tot tânără, de vreo 20 de ani. Și Otilia de un an, fiindcă am luat-o văduvă, îi murise bărbatul după un an de viețuit împreună. Nu știu cum s-a făcut că n-am avut noroc nici cu a doua nevastă, cu care am trăit, să zic, 5 ani. Când unui om e dat să trăiască, trăiește în ciuda doctorilor. Ce mumblați mie cu doctorii? Otilia seamănă cu mama sa. Tot așa era, mândră, ținea la casă, dar să nu te fie amestecat în treburile ei. Și cânta bine la pian, clavirul de la ea a rămas. Și cum îți spun, așa se făceau nunțile pe atunci. Dar doctorii și atunci ca și acum nu știau nimic. Numai doi au fost oameni și jumătate. Doctorul Obedenaru și Draș. Obedenaru venea ori în cupia, ori călare și era înmănușat și cu cilindru pe cap. Draș însă făcea minuni, de-l pomenesc toți. Să vezi cum a vindecat pe unul care credea că intrase un sticlete în cap și cânta mereu în ureche.
I-a spus azi, i-a spus mâine că n-are nimic în cap. Omul nu, zicea că are și doctorul nu știe. Până ce Draș, făcându-se că l-ascultă mai bine, i-a zis: mi se pare mie că ai dreptate, parcă l-aud și eu. Să vii mâine să ți-l scot. A doua zi neamțul a făcut rost de un sticlete de la prinzătorii cu clei și, ținându-l ascuns în mână, l-a vârât pe închipuit într-o odaie goală, i-a dat un pumn zdravă în ureche și a lăsat să scape pe furiș sticletele din mână. Ai văzut cum a zburat? Acum ești sănătos. Și închipuitul a crezut. Mâine, poi mâine, când m-o scula din pat, mă apuc eu să zidesc casă cum nu s-a mai văzut în București, cu cărămidă sănătoasă și grinzi uscate, numai să găsesc salahori ieftini. Bătrânul pălăvrăgea așa până târziu după miezul nopții, când cântau cocoșii de revărsatul zorilor, apoi obosi și a dormit în sfârșit cu punga cu gheața plecată ca un fez peste un ochi. Weissman plecă, iar Felix stătu treaz până la ziua ca să cruțe pe Otilia. A doua zi, Moș Costache păru absolut normal, dar simțea oboseală și amorțeală într-un picior când călca. Stănică îl găsi stând foarte grav pe un vas de noapte, cu cutia de tinichea sub un braț și cu cheile într-altă mână. Atmosfera era infectă, patul tot era presărat cu ghemotoace de muștar ud. În sufragerie se ținu un mic consiliu de război, în care Olimpia și Aurica fură de părere că, de vreme ce bătrânul este mult mai bine, măcar pentru puțină vreme să se ducă fiecare acasă. Aglaie se împotrivi, admițând doar o scurtă retragere din partea fiecăruia. Ea însă se duse acasă să se schimbe și fu înapoi după jumătate de ceas, când trimise pe rând pe Titi, pe Aurica și pe Olimpia. Casa era ocupată militărește, situația era din ce în ce mai supărătoare. Și Felix întrevăzu cu spaimă viitorul Otiliei, dacă lucrurile ar fi continuat tot astfel. Cerându-se bătrânului bani pentru cheltuiala casei, acesta refuză sub cuvânt că el nu mănâncă și se mulțumește cu puțin lapte dacă rămâne de la alții. Felix dădu el bani Marinei, îndemnând-o să nu spună nimic despre asta Otiliei, fiindcă era sigur că atunci fata nu s-ar mai fi atins de nimic. Aglaie, pe de o parte, cerceta cu deamănuntul fiecare odaie, intrând până și în camera Otiliei și a lui Felix. Stănică, pe de alta, scotocea peste tot și ciocănea în căutare de trape misterioase, păzindu-se chiar de Olimpia, fiindcă atunci când aceasta intră după el în salon, se răsti. Ce te ții, frate, după mine? Am și eu nevoie de liniște după atâta zbucium. Să-mi adun ideile. Cum aceasta închidea ușa la loc, o chemă în șoaptă, se uită puțin prin odaie și scoase din perete o miniatură cu ramă de fildeș, pe care o ochise de mult și o vârâ în sânul Olimpiei. Ascunde-o bine să nu te vadă soacră mea. Ăsta e un lucru de artă. Trebuie păstrat în familie. Pascalopol veni la prânz și găsi pe toți inamicii strânși la masă în sufragerie, chiar și pe Vasiliad, care plecase și apoi se întoarse ca orice bun medic curant. Întrebând pe bătrân ce voia să-i spună sau să-i dea, acesta îi comunică, fără șoptire de data asta, că nu poate să facă nimic acum, că i-au pus stăpânire pe casă, că are să se scoale el să facă rânduire. Peste câteva zile însă avea să-i spună ceva foarte important pentru fetița lui. A treia zi, când ocupanții casei se sculară, găsiră pe Moș Costache îmbrăcat, plimbându-se prin curte cu mâinile la spate și inspectându-și cărămizile. Privea atât de urât la toți și avea înfățișarea atât de normală, încât toți își dădură seama că e caragios să-l mai țină sub regimul arestării.
Titi, Aurica, Olimpia plecară. Aglaie mai aruncă o întrebare. Cum te simți tu, Costache? Să stau aici să-ți ajut? Trebuie să te îngrijești. Marina asta nu se pricepe la nimic. Moș Costache răspunse posac. N-am nevoie de nimic. Las care cine să vadă de casă. Stănică, dezamăgit, simulă entuziasmul. Bravo, Moș Costache! Ura! Să îngrop toți doctorii care nu știu nimic. Doctorii mi-au omorât pengerașul meu, dumneata și bolnav. A fost acolo o oboseală, un pic de insolație. Aș da tot să am eu sănătatea dumitale. În ziua următoare, Moș Costache goni pe toți din casă, rugând chiar pe Felix și pe Otilia să plece până seara. Otilia se duse veselă cu sentimentul că bătrânul se făcuse bine, însoți până la un loc pe Felix, apoi se despărți și Felix, având credințarea că fata merge la Pascalopol. Bătrânul închise ușile și ferestrele, trase perdelele și, întocmai ca în rândul trecut, se auziră bocănituri de ciocan în sufragerie. Stănică nu mai pândea la geam, fiindcă era chiar în casă. Intrase în odaia lui Felix, puțin după plecarea acestuia și înainte de a se închide ușile, se coborâse în ciorap pe scară și privise în sufragerie pe gaura cheii, unde nu văzuse mare lucru, dar putuse să facă unele deducțiuni după natura zgomotelor. Apoi, găsind ușa de din dos închisă, fiindcă bătrânul uitase să o descuie, se urcă din nou în odaia lui Felix și se culcă de-a binelea în patul lui. Tânărul lui spuse că venise de vreun ceas, să-l mai întrebe de una de alta și adormise. Felix nu aminti de asta bătrânului, nevăzând nimic suspect și chiar dacă bătrânul ar fi aflat, crezând că a deschis ușa înainte, n-ar fi bănuit nimic. Stănică fu discret de data asta și Olimpiei, care acum își luase cartier în casa părintească, până la noi dispoziții, nu-i pomeni absolut nimic de întâmplare. Moș Costache ședea acum numai în sufragerie, a cărei canapea o decretase pat, îmbrăcat și învelit cu o pătură, cu cheseaua de tutun lângă el, cu cheile și cu tinicheaua de bani. Încuiase ușile de la toate odăile și, când avea nevoie de ceva, trimitea numai pe Otilia și pe Felix, în care avea încredere. Cu Aglaie se împăcase, dar o privea pieziș când aceasta, de câteva ori pe zi, pretextând solicitudinea, venea în casă și dădea ordine. Ceilalți veneau și ei din când în când trimiși de Aglaie. Stănică, însoțit adesea de Vasiliad, era nelipsit și se afla prin preajmă chiar când s-ar fi părut că nu este. Otilia îl găsi într-o zi la bucătărie bând cafea. Zicea că numai Marina e în stare să respecte aroma cafelei. A soacră-sii era infectă. Pascalopol, din tact, venea mai rar și convenise cu Moș Costache să-l cheme atunci când ar avea nevoie de serviciile lui. Nu voia să deștepte bănuiel în Aglaie că ar urmări ceva și de aceea afecta oarecare răceală ceremonioasă față de Otilia, a cărei liniște mai tristă, ce e drept, dar încrezătoare, îi dovedea lui Felix că se întâlnea cu Pascalopol. În cele din urmă, Otilia însăși, văzându-l pe Felix adumbrit, mărturisi. Felix, am observat că mă suspectezi. Nu ești cu minte deloc. Eu sunt tristă de papa și foarte greu m-aș obișnui cu ideea de a-l pierde. Oricât de independent aș fi ca fată, simt nevoia unei ocrotiri. Nu mă pricep la nimic. Papa nu mi-a dat nicio experiență. Tu ești altceva, de devotamentul tău, nu mă îndoiesc o clipă, dar tu însuți ești fără experiență. Amândoi avem nevoie de un prieten mai în vârstă, cum e Pascalopol. El n-are niciun folos din toate astea, ba își face și vorbe.
Însă are autoritate și chiar tanti Aglaie e rușine de el. Tu nu știi cum sunt ăștia. Otilia a făcut un semn spre casa Aglaiei. Și de ce m-am speriat eu? Pentru mine este indiferent. Mă duc să dau lecții de pian. Poate mă iei tu. Felix făcu un gest de consimțire exaltată, în vreme ce Otilia continua grav, fără a da importanță propoziției. Dar mi-e milă de papa. Dacă papa ar fi bolnav, să nu se mai poată mișca din pat. Știi de ce sunt în stare? Să ia toate lucrurile din casă și să-l lase pe scândura goală. Tu singur, cu ochii tăi, ai văzut cum s-au așezat la masă fără să le pese de noi. Le era rușine deocamdată, fiindcă nu știau cum au să iasă lucrurile, dar ne dădeau afară și pe mine și pe tine. Tu trebuie să ai răbdare, să ți se dea conturile. Cu mama lor așa au făcut. A fost bolnavă multă vreme, paralitică, și văzând că nu mai moare, i-au scos toate mobilele din casă și au lăsat-o singură. Papa a avut o soră mai mică care a rămas văduvă și s-a îmbolnăvit de hemiplegie. Se vede că asta e în familie. Neavând nicio avere, a fost internată în spital unde a murit aproape de foame. Doctorii au aflat că avea frate și soră bogați și au silit-o să le ceară ajutor. Ba, i-au plătit răsura și au venit până la Aglaie, în curtea căreia a fost dată jos. Aglaie, când a văzut, a țipat la toți să se ascundă în casă și n-a ieșit cu toate vaetele bolnavei. Birjarul, înduioșat, i-a blestemat pe toți și a dus-o înapoi la spital. Ca să nu se mai întâmple să le vină pe cap, au ticluit o scrisoare, ca din partea unor cunoscuți care au aflat de escapada bolnavei de la vecini, comunicând că nu mai trăiește nicio rudă de aproape și că ei, ca să-și facă pomană, au să-i trimită din când în când câte un pachet de alimente. Și știi ce făceau? Duceau pachetul la nu știu cine, la Chitila, acela îl da unui ceferist. Ceferistul îl dădea unui birjar care avea pe cineva la spital, așa că niciodată n-au putut să afle la spital cine trimitea pachetul și de unde. Așa sunt ăștia, scumpul meu, încât dacă apelez la un prieten în vârstă, cu experiență, o fac în interesul lui papa și al tău, mai mult decât în al meu. Uite, acum te rog chiar să te duci la Pascalopol și să-l rog să vină după amiază, că l-a chemat papa, cum a fost vorba. Pascalopol veni și bătrânul puse pe Otilia și pe Felix să pândească întâi prin toată curtea și apoi să se ducă sus. Apoi, sugând un muc de țigară, moș Costache vorbi văietăreți. Am strâns niște bani și nu știe nimeni pentru Otilia. Dacă eram sănătos, îi făceam o căsuță colea. Poate tot eu fac. Ce-i al ei? E pus deoparte. Așa, bravo! Știam eu că ești om de ispravă, dar cum îi lași? Știi, tu ai să trăiești încă multă vreme, doar mi-a spus stratulat că n-ai nimic, însă vezi, de la o vârstă oarecare, omul își pune lucrurile în ordine. Iată, eu de mult mi-am făcut testamentul. Nu vreau testament, se indignă bătrânul. N-am murit să-mi fac testament. Ce trebuie să știe și alții ce-i dau eu fetiței? Am 400.000 de lei la o parte din vânzarea caselor. Aglaie o să aibă casa asta și ce-o mai fi, să nu spună că n-am grijă de nepoți. O să aibă târziu încolo când o-i muri eu. Dar Otilichii vreau să-i dau acum, să nu știe nimeni decât eu și dumneata. Ți-i dau dumitale să-i pui la bancă, pe numele ei, în secret. Bine, Costache, și așa e bine, chiar mai bine, fiindcă nu se mai face discuție. Așa că bătrânul trase un fum din țigară. Fetița are zestrea ei.